Relația cu Republica Moldova nu poate să fie o abordare unilaterală, ca și relația cu oricine, dar cu atât mai mult relația cu Republica Moldova. E nevoie și de o atitudine proactivă din partea Republicii Moldova în relație cu România. Și e important ca lucrurile să se limpezească în perioada următoare, chiar dacă din punctul meu de vedere lucrurile nu sunt mai tulburi acum pentru faptul că au avut loc alegeri prezidențiale și pentru faptul că noul președinte are o anumită atitudine. Cel puțin în momentul de față, guvernul și parlamentul și majoritatea din parlament își mențin aceeași linie și eu cred că trebuie să lucrăm în mod pragmatic. România trebuie să fie prezentă în relația cu Republica Moldova și altfel decât declarativ, prin acțiuni concrete mai ales.